Consiliul Local Municipal Constanța a încuvințat intenția primarului Făgădău de adresare către instanța de judecată pentru suspendarea contractului cu firma de salubrizare din oraș. Până la pronunțare, societatea comercială va presta în continuare servicii de salubrizare în condițiile prevăzute de contract. Avem de descâlcit o situație născută din spețe juridice. Nu putem ignora calitatea activă de parte civilă pe care o are municipiul în acest dosar. Și în mod evident, până la finalizarea judecății, noi trebuie să derulăm acest contract, care este în vigoare în acest moment. Nu putem de asemenea să ignorăm faptul că prin rechizitoriu se cere desființarea contractului. Și că în același rechizitoriu se vorbește de un prezumptiv prejudiciu. Ca o măsură asiguratorie, municipalitatea va opri un procent cuprins între 8 și 10%, adică exact cota de profit a firmei din fiecare factură emisă către primărie. Astfel, până la pronunțarea instanței, banii vor fi blocați în contul primăriei. Prin reținerea acestui procent, activitatea firmei nu va avea de suferit. Le-am propus partenerilor contractuali constituirea acestei măsuri de garanție și, doi, să întrebăm instanța dacă sunt suficiente elemente pentru suspendarea contractului, pentru că nu vrem, dacă instanța are suficiente motive și consideră suspendarea ca fiind eligibilă, să amplificăm un prezumptiv prejudiciu. Deci, în momentul de față, operăm într-un context juridic. Nu are legătură cu prestațiile. Reamintim că această situație a fost generată după ce DNA a decis verificarea legalității contractului între firma de salubrizare și primărie, după ce serviciile de curățenie din oraș au fost acontate pe o perioadă de 20 de ani.